Din joi în joi vă propunem un top al știrilor Absolut TV. Îi urăm din nou bun venit publicistului Nicolae Badiu. Bună ziua, bun venit! Bună, Ana, mulțumesc de invitație. Am avut data trecută trei știri în ordine. Știrea numărul 3, 2, 1. Astăzi, poate o să te surprindă sau nu, mă opresc doar la o știre mare, lată și singură. Și de importanță. Bineînțeles. Iată despre ce este vorba. Este o știre de nivel național, dar care cu siguranță interesează județul Argeș și nu numai. Mircea Geoană declară că nu numai că nu exclude o candidatură la președinția României, dar este mai pregătit ca niciodată să candideze pentru această funcție. Așadar, Mircea Geoană va candida la funcția de președinte al României? Bine, dar cum rămâne cu Mihaela, dragostea mea? Da, știu. Există câteva mituri între ghilimele vis-a-vis de, iară ghilimele, slăbiciunea lui Mircea Geoană. Să știți, vă previn că lucrurile nu stau deloc așa. Mircea Geoană a demonstrat în clipe de maximă tensiune, vă dați seama, după o campanie electorală furibundă pentru prezidențiale, în seara în care se făceau publice primele rezultate, el, de bucurie, iată, fac o paranteză, profil psihologic, da? De bucurie ce face? Strigă, Mihaela, dragostea mea! Și a strigat soția ca un familist, se pare, nu că se pare, ci sigur, acum ne convinge, nu și-a strigat amanta, ci rău în treaba asta, n-a strigat nimic altceva decât pe soția lui să îi împărtășească ca prima persoană care află succesul la care el se aștepta, nu se aștepta, era anunțat. Mie mi s-a părut ca și cum ar fi fost o muncă în întreaga campanie, o muncă de familie alături de soția lui și... Da, deci eu nu consider o slăbiciune. Această intervenție, cum să spun, acest moment, Mihaela, dragostea mea, pe care mulți, dar de fapt puțini, să știți, cred eu, așa a fost mediatizată povestea, s-au oprit asupra unor, mă rog, persiflări la adresa lui Mircea Geoană, că vezi, Doamne, cum, adică Mircea Geoană, ce rău, în faptul, repet, că își strigă nevasta. Repet, încă o dată, iar nu și-a strigat amanta, și-a strigat nevasta. Poftim! Aș vrea să te mai întreb, cum va explica Mircea Geoană întâlnirea cu Vântu? Întâlnirea cu Vântu. Aici, iară, este o nuanță pe cât de complexă, de delicată, este pe cât de simplu de explicat. Iar vin nu ca un avocat al lui Mircea Geoană, și ca un analist din afară, să motivez de ce dau ca primă știre candidatura lui Mircea Geoană. Spune, candidez, sunt mai bine pregătit ca niciodată. Evident, nu? Că data trecută s-a dovedit a nu fi chiar atât de bine pregătit. Însă, ce a demonstrat? El s-a dus la Vântu seara alegerilor. Și când l-a întrebat Traian Băsescu unde a fost, fără ezitare, practic, a răspuns. A spus corect unde a fost. El știa, hai să vă spun, clar de la consilierii lui, n-avea cum să nu știe că Băsescu va specula întâlnirea cu Vântu, că are habar de întâlnirea lui Geoană cu Vântu și că va fi pus în situația de a răspunde ce-i căutat la Vântu. Vântu, un personaj extrem de controversat încă din acea perioadă. Ei bine, ce a demonstrat Mircea Geoană? Unu, sinceritate, că nu s-a pregătit să mintă, să vină cu o diversiune. Avea o mie și una de posibilități. Putea să răspundă tranșant, golănește, exact cum l-a întrebat Traian Băsescu, el să răspundă de aceeași manieră. Sau putea să se eschiveze și multe alte variante. Însă el a spus clar, da, am fost la Vântu. Care-i treaba? Ce n-a spus el? Cred, din lipsă de impertinență și deci din prea mult bun simț, asta structural, el n-a spus că s-a dus la Vântu pentru că Vântu era aliat de-al lui în lupta împotriva lui Băsescu. Fie el și o fire controversată, pentru că în politică, nu de multe ori, ci cam întotdeauna, scopul scuză mijloacele. Deci a demonstrat, știind că e o fire, un personaj controversat, Vântu, până la urmă, curaj, forță, putere,
ca politician, bă, mă duc la vântul să văd ce fac, cum mă pregătesc, ce mai zice și ăsta? Că știu sigur că e contra lui Băsescu, eu sunt într-o luptă cu Băsescu. Mă duc să-l consum pe ăsta, pe dracu, mă fac frate cu dracu, dar să trec puntea. Asta e problema, altfel nu văd lucrurile. Deci, iată, Mircea Joană spune că acum e mai pregătit ca niciodată. Ar mai fi problema cu, dacă vreți, vin eu și vă spun, Iliescu l-a făcut prostănac. Pe cum să nu-l facă Iliescu prostănac pe Mircea Joană, când, atenție, Mircea Joană este cel care a reformat partidul cel mai important din România de după decembrie 1989 încoace și cel mai mare partid, da? PSD-ul format, condus de Ion Iliescu până la momentul Mircea Joană. Mircea Joană a avut curajul să ia taurul de coarne, dita mai ursul, pe Ion Iliescu să-l dea jos. Ce așteptați de la Ion Iliescu? Să zică Mircea Joană ești cel mai bun? Pe asta însemna ca Ion Iliescu să recunoască faptul că e unul mai bun ca el. Fie că e mai tânăr, e greu să recunoască. Unul din generația lui Ion Iliescu nu poate. Și atunci evident că prostănacul vine de la sine. Asta este cauza acestui apelativ dat de Ion Iliescu.